Bună ziua! Bună seara și grea de venit! Bună seara și bine ați găsit! Dracu, prof, mai am o problemă de matematică la algebră. La asta? Cum? Ecuații de forma x pătrat egal cu a. Ce? Da. Unde a e aparține lui Q. Deci ecuații de forma x pătrat egal cu a. Unde a e un număr real pozitiv. Real pozitiv, da. Da. Real. Aici zice Q plus, știți? Aha. Q, e rămas Q. Deci da. Am vorbit de radical, de acum exact. Am extins. Suntem în ea. Aflați mulțimea soluțiilor pentru ecuațiile. Da. 3x la a doua egal cu 27. 3x la a doua egal cu 27. A, de aici rezultă că x pătrat egal cu cine? X pătrat egal cu 27 împărțit la 3, 9. Adică 3. 9. Deci x pătrat egal cu 9. 9, x egal cu 3. Nu numai 3. Și minus 3 și plus 3. Două variante. Și plus 3 și minus 3. Deci două soluții. X1, 2 egal cu plus minus 3. Așa se scrie. Uitați copiii, așa scrie. X1, 2 egal cu plus minus 3. Adică avem o dată. X1 egal cu 3 și X2 egal cu minus 3. Să facem tema lor, da? Da, alta da. Și până ne ducem 2X pătrat egal cu 72. 2X pătrat egal cu 72. Miruna. X pătrat egal cu 36. Deci X1, 2 va fi 6 și 6. Plus minus 6. 6. Și atunci zicem x-ul egal cu 6 x-ul și x-ul egal cu minus 6. 5x pătrat egal cu 720. 5x pătrat egal cu 720. Tudor, hai zic. Tudor? X pătrat egal cu 720 pătrat la 5 în 7 de 2 odată, în rest 2 în 22 de 4 și 2 egal cu plus sau minus radical din 144 plus minus 12 minus 4 x la 2 egal cu minus 36. Vorbește? Dragoș. Dragoș. Minus 36, x pătrat egal cu 6, 12, așa, de unde... Nu 12. Minus 36 pe minus 4, nu? Minus 36. De 4 și... Face? Cât face? 9, mă. 4, 9, 3, 6, ce faci? Unde e? E, vin aici. X1, 2 este egal cu plus minus radical din 9, X1 egal cu 3, X2 egal cu minus 3. Și X2 egal cu minus 3. Următoarea. Adi la comandă, 0,2x pătrat. E, da. Da, da. 0,2. X pătrat egal cu 7,2. X pătrat egal cu 7,2. Împărțit la 0,2, x pătrat egal cu 7. Cum 7? De ce? Cine știe cine e x pătrat? 72 pe 10 ori 1 supra... Deodată, mă mutăm virgula la dreapta. Miruna pe 72 pe 2. 72 pe 2, 36. Deci face 72. Nu, 36. 2 și egal cu 36. X1, 2. X1, 2. Plus, minus 36. Plus, minus 6. La pătrat în fapt. Nu, 2, da, e prin 36. Radical din 36 e 6. 36. Și avem o dată X1, 6. X1, 6 și X2, minus 6. Deci, Adi, aici care ai zis X pătrat egal cu 7,2 pe 0,2, mulțim cu 10 și numărător. Amplificăm da. Fracția asta și numărător și numărătorul cu 10 și face 72 pe 2. Merge foarte rapid, nu avem motive să... 0,2x pătrat e
0,2x pătrat egal cu 5 pe 18, Miruna. 5 supra 18. Miruna. X pătrat va fi egal cu? X pătrat egal cu 5 pe 12 ori... 5 pe 18. A, așa am zis, nu? Da. 5 pe 18 ori 10 supra 2. Ori 10 supărțit, deci trebuia împărțit la 2 pe 10, deci ori 10 pe 2, da? Ori 10 supra 2. Și 18 simplifică prin 2, 9 și 5. Și ai x pătrat egal cu 25 pe 18. 18 cu 10, nu simplifică. X pătrat, profesor, nu x2. X pătrat, corect. Deci, ce putem? 18 cu 10 simplificăm prin 2. Prin 2. 9 și 5 și va face 25 supra 18, da? Și aici x egal cu 5. X1, 2 egal cu plus minus, pe luna, radical plus, din 5 supra radical din 18. 5 deodată. 5 supra radical din 3. Radical din 18 și face 3 radical din 2. 3 radical din 2, 2 ori 9, da? 3 radical din 2. Și aveam o dată x1 egal cu 5 pe 3 radical din 2 și x2 egal cu minus 5 supra 3 radical din 2. Tudor, 169x pătrat egal cu 9. Gen, 100? 69x pătrat egal cu 9. Egal cu 9. Avem x pătrat egal cu 9 supra 169, se simplifică prin 7, 9, 16. Nu merge nimic, nu? Nu. Și atunci zici x1, 2. x1, 2 egal cu plus sau minus 9. Radical din 9. Radical din 9, care este 3. Supra 169. Și 3 supra 13. Pe 16. Așadar avem cele două valori. x1 egal cu 3 pe 13 și minus 3 pe 13. X2 minus 3 pe 13. Știți voi ce faceți? Practic descoperiți acei X pe care, dacă îi înlocuiți, două sunt valorile, face egalitate aici. Transformă afirmația asta într-o egalitate. Întrebarea este așa, ce X? Cine este X-ul pe care, dacă îl înlocui, devine egalitate? Răspunsul este așa ceva cum... Și mai este una și pentru Dragoș, semnăm 3-ul, H, da. radical din 2x pătrat. Radical din 2x pătrat. X pătrat în afară. În afară, da. Egal cu radical din 50. Rezultă, Tudor? Nu Tudor, Dragoș. Dragoș. X pătrat egal cu radical din... plus minus radical din 25. Nu e plus minus acolo. Deci pătratul egal cu x egal cu plus minus 5. Două secunde. Egal cu radical 2. Din 50. Da. Supra radical din 2. Tot, da. Care se scrie radical adânc. Nu? Radical da. Numărător. Radical numitor se zice radical adânc. Din 50 pe 2. Care face radical din 25. Deci x pătrat. 5. Deci plus minus 5, x. O secundă. Deci noi am făcut x pătrat deocamdată. Da. Atenție. Deci x pătrat e radical din 50 pe radical din 2, da? Care am zis x pătrat egal cu radical din adânc 50 pe 2, care înseamnă radical din 25 5. Și egal cu 5. Deci eu am relația asta acum. X pătrat egal cu 5. X pătrat egal cu 5. De unde rezultă că x 1, 2 acum, x1, 2 va fi egal cu plus minus radical din 5. Adică odată x1 egal cu radical din 5 și x2 egal cu minus radical din 5. Nu ți-e clar, Dragoș? Nu ți-e clar că noi căutăm să le descoperim pe x pătrat. X pătrat egal cu. Și după ce le găsit x pătrat egal cu cine? Iată, de fiecare dată am zis x pătrat egal cu. Iată aici. Vezi? X pătrat egal cu 5. Zicem x1, 2. Abia atunci zicem x1, 2 egal cu plus minus. Deci, ce urmărim? Facem tot calculul până ajungem la x pătrat egal cu ceva. Un număr. Și atunci zicem
cele două variante, radical din. Radical din 5 și minus radical din 5. Da, am terminat exercițiul 3, acum exercițiul 4. Da. Tudor, sau cine vrea să șteargă tabla? Ștergem repede amândoi, Tudori. Și 4 și 5, Adi, da? Da. Mai, vreau să mai... Uscatul vină de urmă mai... Tudor. De la pagina 81. Aflați. Mulțimea soluțiilor. Ami. X plus 1 la a doua. X plus 1 totul la pătrat. Egal cu 4. Egal cu 4. Adi. Păi desfacem paranteza și x pătrat plus 2x. Plus 1. Plus 1 egal cu 4, trecem pe unul în partea cealaltă. Da. Ah, am dat ce trebuie. Tu ai blocat. Poți ce să facă? Ia să vede. Nu putem face paranteza, rezolvăm x pătrat plus 2x plus 1 egal cu 4. Și așa zic și eu. Nu, ridicăm, putem ridica 4. Ai pătrat? X plus 1. Cum? X plus 1 egal cu 2. Ah, tu vezi în felul următor, pe 4 se scrie ca 2 la 2. Deci 2 și minus 2. Pe 4 îl putem ca 2 la 2. De fapt, hai să notăm pe asta cu 1. Deci asta notăm cu 1, paranteza. Deci ce notăm? Notăm, așa. X plus 1 egal cu 1. Și atunci, noua relație este următoarea, u pătrat egal cu 4. Păi ce, nu vă știți acum, ceva la pătrat egal cu... Da, 1 și 2 egal cu... Deci 1, 2, deci rezultă că u, 1, 2 egal cu plus minus 2. Adică avem o dată u, 1 egal cu... 2. 2 și u, 2 egal cu minus 2. Și mă întorc, cine era u? X plus 1. Deci vine x plus 1 egal cu, fiindcă notez cu 1, zic x1 aici. Corect. Da? Fiindcă notez cu 1. Și egal mai departe, echivalent cu a scrie că x1 plus 1 egal cu u1, prima variantă, 2. Cu 2. De unde reiese că x1 egal cu 1 și terminat. Problema, prima variantă. Cea de-a doua. Vom nota cu x2 plus 1 egal cu u2. Varianta a doua, echivalent cu a spune că x2 plus 1 egal cu minus 2. Ceea ce mă duce spre x2 adi, ca variantă egal cu minus 3. Da? Minus 3. Deci mulțimea soluțiilor ecuației acelea, mulțimea soluțiilor egală cu elementele 1 și minus 3. Da? Deci, acestea sunt soluțiile ecuației de mai înainte. Bine. Dacă n-ați fi... Ne gândim și la o altă variantă de rezolvare. M-a spus să spun pe 4 ca 2 la 2, da? Da. Și duceam în stânga și aveam așa. X plus 1 la pătrat minus 2 la pătrat egal cu 0. Deci un alt mod de lucru. Și acum ne gândim la diferența două pătrate. Nu? Și vine primul loc minus al doilea, adică da. Primul loc plus al doilea. Deci ce va fi echivalent cu a scrie ce? X plus 1. X plus 1 minus 2. Minus 2, Miruna. Totul pe lângă. Zicem, locul întâi minus al doilea. Pe locul întâi plus al doilea. X minus 1 deja. Hai, bine. Asta e altă discuție. Da, Miruna, ducem până la cap. Exact. X plus 1 plus 2.
egal cu 0. Echivalent cu a spune că x minus 1, cum ai spus tu, x minus 1 pe lângă x plus 3, egal cu 0. Și când un produs este 0? Când fiecare literă e 0. De a fi 0. Deci de aici rezultă odată x plus x minus 1 egal cu 0, adică x1 egal cu 1. Și cea de-a doua, x plus 3 egal cu 0. Sigur, să rotăm cu x2 ce obținem de aici. X2 egal cu minus 3. Tot acolo mai. Da? Tot aceeași elemente sunt. B. X plus 3. Un alt mod. A, mai este un mod? Un alt mod. Acela în care mă duceați voi și tot trăgeați de mine să ridic la pătrat. Hai să ridic la pătrat. Deci vine X pătrat, a, de-i spus plus 2X plus 1 minus 4 egal cu 0. Mm-hmm. Da? Okay. Și acum ce să facem acolo? O să... facem minus 3, da? Rezultă deci că x pătrat plus 2x minus 3 egal cu 0. În ecuația asta, coeficientul lui x pătrat, adică ce se află aici, notăm cu a, a egal cu 1, coeficientul lui x, b-ul, egal cu 2, și coeficientul termen liber, care nu conține, c, egal cu minus 3. Deci orice ecuație de gradul 2, când o să întâlniți, e de forma următoare, ax pătrat plus bx plus c, egal cu 0, da? Ax pătrat plus bx plus c. Da? Și rezolvarea acesteia este o chestie la îndemâna noastră. Vă dat o formulă pe acolo, nu? Da. Fix asta cu ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Și ce? Nu vă dam la formula sau am demonstrat? Am pățit prin și demonstrație. Aaa, păi ce ar fi să demonstrăm și noi? Adică ce să facem? Adică împărțim prin... Păi dă seama cum vine Cosmin. Nu nimic, dar vine și vede și el asta, da? Că e foarte interesant. Hai Cosmin. Cosmin, nu. Mai că mergem la ziua aici. Da. Nu e un problem, pentru că venim la niște lucruri interesante. Da. Da. Lasă-l în pace. Da. Deci, ecuația asta de gradul 2, încercăm să o rezolvăm și să descoperim și o formulă de rezolvare. Și anume, împărțim prin a. Împărțim totul prin a și noi. Și atunci vine x pătrat plus b supra a ori x plus c supra a egal cu 0. Deci am împărțit totul pentru a. Și acum ne străduim să formăm un pătrat perfect. X plus B supra 2A. Ioni. Adică, hai să ne amintim. Păi da. Noi avem destul de experiență în formarea pătratului perfect. Cum procedăm ca să formăm pătratul perfect? Zicem aici, îmi trebuie de două ori prima parte, 2X, da? Deci echivalent cu, hai să spunem, X pătrat, că l-avem, plus de două ori X, de două ori prima parte. Ori al doua, ori B pe A. B pe 2A. Corect este. Da, trebuie să simplifică. Ca să se poată simplifica. Da. Da? Deci, am zis de două ori prima parte mulțit cu a doua. Și acum plus partea a doua, a apărut partea a doua, asta este. Asta e prima parte. Plus B pe 2A. Cosmine, urmărește că e foarte tare chestia asta. Abia ați făcut-o voi prin clasa a noua. Iată că a coborât acum la clasa a 7-a. Deci formula de rezolvare ecuației de gradul 2 cu delta. Da? O demonstrăm. O demonstrăm, asta e important. Deci am plecat de la ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Am împărțit totul prin a. S-a aranjat așa. Acum formez pătratul perfect. Îmi trebuie prima parte la pătratul am x pătrat. De două ori prima parte x ori a doua. Nu am avut doiul, l-am pus eu. Dacă îl pun la numărător, îl pun și la numitor ca să poată simplifica 2 cu 2. Deci de două ori x ori b pe 2a. Iată a apărut partea a doua a binomului b pe 2a. Și am plus această parte la pătrat. Corect.
da? Cu spartea asta la pătrat. Și minus B pe 2A, totul la pătrat, că am pus-o noi. Și plus CPA. Plus CPA. Egal cu 0. Facem din nou acolo. Că... Exact. Ăsta a fost motivul pentru care am muncit. Și vine acum X plus B supra 2A, totul la pătrat. Da? X plus B supra 2A, totul la pătrat. Acum să vedem ce a rămas, nu? Și ce mi-a rămas aici? Minus B pătrat pe 4A. Minus B pătrat supra 4A pătrat. Și plus CPA. Corect. Egal cu 0. Echivalent cu? Echivalent cu? Ce ar fi? Ar fi X plus B supra 2A, totul la pătrat. X plus B supra 2A totul la pătrat, minus, am să scot pe minus în factor comun, dintre cei doi termeni. Aducem la același umitor acolo? Și să aducem și la același umitor. Amplific aici cu cât cu? Cu 4A. 4A. Și va veni minus, din difracții, B pătrat minus 4AC. Corect. Supra, cât? Supra? 4A pătrat. Da? Este aici 4A pătrat. Am aflut numitorul comun. Supra 4A pătrat. Egal cu 0. Echivalent cu? Trecem B pătrat minus 4A, C supra 4A pătrat în partea cealaltă. Așa. Ca să ne ducem pe modelul știm noi ceva la pătrat, nu? Da. Deci vom trece și vom avea X plus B supra 2A totul la pătrat. Este egal cu B pătrat minus 4AC supra 4A pătrat. Și notăm delta egal cu B la 2A. Sigur, din pentru comoditate și pentru lucru, pentru a ușura lucru, notăm. B pătrat minus 4AC cu ceva și se notează cu delta, așa. Da? Și atunci, ecuația, aceea de la început, ax pătrat plus bx plus c egal 0, este acum transcrisă într-o echivalență de tipul x plus b supra 2a, totul la pătrat, egal cu delta supra 4a pătrat. Da? Da. De unde, dacă ceva la pătrat egal cu așa ceva, apoi, n-am văzut că putem nota asta cu 1, că am mai făcut. Notăm. X plus B supra 2A egal cu U și ecuația devine U pătrat egal cu delta supra 4A pătrat. De unde U, 1, 2, nu? Da, da. Ați văzut, da? Deci rezultă că U1, 2 egal cu plus minus radical din delta supra 4A pătrat. Și egal mai departe cu plus minus radical din delta supra 2A. Da? 2A. Este important acum ca să aibă rost radicalul, delta trebuie să fie mai mare ca 0. Da. Deci există radical din delta, dacă și numai dacă delta e mai mare egal ca 0. Foarte, foarte important. Adică dacă există radical din delta, există un 1, 2, de fapt. Deci asta ar fi echivalent că există U1, U2. Și avem o dată U1 egal cu prima variantă este radical din delta supra 2A echivalent cu cine era U? X plus B pe 2A. Adică X1 egal cu, da? Deci X1 plus B pe 2A egal cu radical din delta supra 2A. Adică de aici scoatem X1 egal cu minus B pe 2A plus radical din delta, am să spun plus un sus
ca să nu mai scriu de două ori, fracțiile acestea amândouă au numitorul 2a. Corect. Deci minus b plus radical din delta totul supra 2a. Este prima soluție. Cea de-a doua soluție, U2, egal cu minus radical din delta supra 2a, nu, e varianta a doua. Da, da. Dar cine este? Este vorba de x2 plus b supra 2a, egal cu minus radical din delta supra 2a. De unde scoatem pe x2, egal cu minus b, minus radical din delta, totul pe 2a. Iată că ecuația, ecuația... X plus totul la putere egal cu 4. X pătrat plus 2x minus 3. A x pătrat plus bx plus c, în general. Da, în general. Deci ecuația, în general. Ecuația a x pătrat plus bx plus c egal cu 0 are rădăcini. Da? Dacă și mai, dacă delta e mai mare ca 0, are două rădăcini. Dacă delta e mai mare egal ca 0. Și rădăcinile sunt x1, 2 egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. Așa asta e formula de rezolvare a ecuației de gradul 2. Deci ori de câte ori vedem o ecuație, calculăm pe delta, b pătrat minus 4ac, vedem dacă e pozitiv și dacă da, înseamnă că am cele două rădăcini. Dacă e negativ, nu am rădăcini. Nu sunt numere reale, nu găsim numere reale ca să fie adevărate acolo, da? Și acum să ne întoarcem la ecuația, că m-am lăsat-o în drum. X pătrat minus plus 2x minus 3 egal 0. Delta. Facem pe delta. Normal. Delta egal cu b pătrat b la a doua minus 4ac și egal cu b-ul care e 2, 2 la pătrat 4 minus 4 ori 1 ori 3 plus 3, deci vine plus 12, nu? Și pozitiv. Care face 16 și atunci e mai mare ca 0 și există x1, 2 egal cu minus b, adică minus 2 plus minus radical din 16. Adică, adică plus 4, minus 4. Da. Totul supra 2 ori a 2. 2. Și odată o să am x1 egal cu minus 2 plus 4 vine 2 pe 2 egal cu 1. Și a doua valoare, x2 egal cu minus 2 minus 4 pe 2 minus 6 pe 2 și egal cu minus 3. Aceleași două rădăcini. 1 și minus 3. Deci, hai să ne întoarcem la ecuația. Acum să rezolvăm toate cu alfa, ca să ne pișmim. Cu, da, cu, da, delta, da, da? Cu delta, da? Cu delta, da. Deci, uitați, în clipa de față, aceeași ecuații, am văzut-o rezolvată prin... Trei variante, da? Odată am notat cu U și vine U pătrat egal cu 4, 1, 2 plus minus 2 și ne-am dus și a găsit rădăcinile. Apoi am dus pe, în stânga pe 4 și am indicat diferențe două pătrate. A la a doua minus B la a doua, A minus B pe A plus B și a mers, rapid. A mers foarte bine. Și n-am cuplat pe varianta care ai spus-o tu, Adi, pentru că le aveam prea proaste, prea rapide pe celelalte două. Și atunci nu m-am grăbit să vă dau pur și simplu formula, spune și la clasa ați demonstrat-o. Deci nu-i dificilă, pentru că trebuie să înțelegem, avem antrenamentul în ceea ce privește formarea pătratului perfect. Da? Am făcut pătratul perfect, am calculat partea a doua, am notat cu delta, am găsit ceva la pătrat egal cu, atunci 1, 2 egal cu plus minus radical din delta supra 2a. Observăm că vorbim de radical din delta, radicalul e pretențios. El spune, știi ce, eu sunt de acord. Dacă numai te asiguri tu, eu nu știu să fac din, să lucrez din numere negative, numai din numere pozitive. Și atunci, i-am spus, bine, sunt de acord. Precizăm noi asta de acum. Deci vorbesc
de esența rădăcinilor, numai că dacă delta e mai mare, egal decât 0. Și când e egal cu 0, atunci sunt egale valorile cele două. Dacă delta e strict mai mare ca 0, sunt distincte, că adun ceva și scad altceva, același lucru, da? Și de aceea, din minus B, se adună și se scade. V-am punctat această formulă. Vreau să mergem repede mai departe. Am făcut la o singur punct aici, nu? Da, mai avea. Vreau să lucrăm. Cosmin, lucrezi și tu trebuie, da? Da. Nu strică antrenamentul ăsta. Și vreau să încheiem tema și să vă fac, să vă fac funcții. Aha, haideți, haideți. Acea chestiune e foarte importantă. Ca să trebuie să facem pe primul mod, nu? Lasă-mă, facem pe primul mod. Deci facem cu delta. Vreți cu delta, da. Da, deci x plus 3 tot la a doua. Domn profesor, haideți să-l facem pe ăsta pe primul mod, că urmează următorul prin delta și sunt suficiente. Uite. Uite câte sunt. Așa, chiar vă cere cu delta, exact. Bine. Deci cum spuneam? Îl facem așa, x plus 3 totul la 2 egal cu 100. X plus 3 totul la 2 egal cu 100. 100. Hai, Mirna, că e răptura ta. Erorul meu. Hai, Miru. X plus 3 egal cu radical din 100. X plus 3 egal cu... radical din 100. Nu. X plus 3, 1, 2, Mirna. Egal cu plus minus radical din 100. Când ai... când ai extras radicalul, te spui ce e două variante, plus minus. Deci x plus 3 egal cu 1, 2 egal cu plus minus radical din 100. Da, deci egal plus minus 10, da? Da. O dată, x1 plus 3 egal cu 10, minuna, și x2 plus 3 egal cu minus 10. Atenție multe cum lucrăm, ca să redactăm corect. De aici rezultă că x1, Miruna, egal cu 7, și din face x2, egal cu minus 13. Sigur, tot așa de bine, ducem pe 100 în stânga, diferență exact. De a la a doua minus b la a doua, da? Și găsim iarăși cele două valori fără discuție. Tudor, acum, x minus 2 totul la a doua. X minus 2 totul la a doua. Egal cu 196. 196. Prin ce variantă vrei, Tudor? Prin prima. Și avem x minus 2, tot într-o paranteză, 1, 2. Așa. Egal 1, cu 2. Plus, minus, radical din 100, adică 13. Așa. Și avem x1 minus 2. X minus 1, x1 minus 2 egal cu 13. Rezultă că x1 egal cu... x1 egal cu 15. Da. Și x2... și x2 minus 2, 2. Egal cu 3, minus 13. Și avem minus 11. Minus 11. Bravo, Tudor. Dragoș, x minus 5 totul la a doua egal cu 725. 725. 725. Păi x minus 5, 1, 2. Da. Egal cu plus minus 15. Nu, 25. 25. 25. X1 minus 5 egal cu 25, unde rezultă X1 egal cu 27. Egal cu 30. X2 minus 5 egal cu da. Minus 25, rezultă X2 egal cu minus 30. X2 egal cu? Cu cât? Nu, tu doar taci. Doi, Tudor. Minus 20. Păi, da, Tudor, ca să vedem dacă Dragoș știe, dacă Dragoș, se explice, domn profesor. Minus 5, îl ducem în partea aceea, vine plus 5 cu minus 25, plus 5 minus 25, egal cu minus 20. Ai nesiguranță ce se întâmplă, nu ești de acasă astăzi. Sau poate el nu stăpânește asta și atunci să-i explicați. Nu știm semnul algebre? Să vedem. Da, fie să urmărim atunci. Adi. Da. Turmezi. Este. 2x minus 1 totul la a doua. 2x minus 1 totul la a doua. Totul la a doua egal cu 81. 81. Prin a doua metodă, că mi-e mai ușor.
2x minus 1 tot la a doua minus 9 la a doua egal cu 0, de unde 2x minus 1 minus 9 pe lângă 2x minus 1 plus 9 egal cu 0, de unde 2x minus 10 pe lângă 2x minus 10 egal pe lângă egal cu 0. Da. Hai să luăm pe rând, da? 2x minus 10 egal cu 0. 0. Și 2x plus 9, plus 8, pardon, da, egal cu 0. Din prima rezultă că x este egal cu x1, să zicem, da? X1 egal asta cu 5. Asta a fost cu x1 și x2 aici, da. Și x2 egal cu 4. Și x2 egal cu minus 4, minus 4. Cu minus 4. Deci cele două valori. Foarte frumos, îmi place, bravo. Da. Miruna, 2x plus 3 totul la a doua. 2x plus 3 totul la a doua. Da. Egal cu 289. 289. 2x plus 3, 1, 2. 2x plus 3, 1, 2. Egal radical din 289. Plus minus radical din 289. Plus minus. Miruna, plus minus. Da. Plus minus radical din 289. Radical 279 plus minus 17. 2x1 plus 3 egal cu 2x1 plus 3 egal cu 17. 17. Și 2x2 plus 3 egal cu minus 17. 2x1 plus 3 egal cu 17. Răsut că 2x1 egal cu 14. Răsut că x1 egal cu 7. Da. 2x2 plus 3 egal cu minus 17. Răsut că 2x la, 2x2 egal cu minus 20 uh-huh. Și rezultă că x2 egal cu minus 10. Minus 20 pe 2 și egal cu minus 10. Bravo. Tudor, 3x minus 2 totul la a doua. 3x minus 2 totul la a doua egal cu 169. 69. Deci rezultă că 3x minus 2, 1, 2 egal cu radical 169, care este 13. Da. Plus minus 13. Plus minus 13. Da. Așa. Și avem că 3x 3x1 3x1 minus 2 egal cu 13, 13. Și sau 3x, sau varianta 3 3x1 3x2 minus 2 egal cu minus 13. Bun. Pe prima, hai să rezultă că 3x1 egal cu minus 15. Nu. Nu. Egal cu minus este 15. 15, da. Da. 15. De unde rezultă că rezultă x1? Rezultă că x1 egal cu 5. 5, da. Și cea de-a doua? Cea de-a doua, 3x2. Le-am dat drumul la cameră? Da, am dat drumul. Cred că n-am dat. Ba da. Da? Da, da. Bine. Și 3x2 egal cu minus 13 plus 2, minus 11. Minus 11. Și rezultă că x2 egal cu minus 11 pe 3. Cele două valori sunt 5 și minus 11 pe 3. Mai sunt, Dragoș, tu. 4x plus 3 totul la a doua. 4x plus 3 totul la a doua. Egal cu 361. 361. Păi, 4x plus 3, 1, 2. 4x plus 3, 1, 2. Radical din 36. Plus minus. Plus minus radical din 36. 19. 19. Ah, da. Plus minus 19. Și atunci avem cele două variante. 4x1 plus 3 egal cu 19. Și 4x2 plus 3 egal cu minus 9. Așa. Din prima vine 4x1 plus 3 egal cu 19, 4x1 egal cu 19. Și te-am gândit, am îngicit sufletul, doar știe. Alo. Bună seara, 4x1, da? Și adică eu. Egal cu? Eu sunt în lecție, sunt în lecția de matematică. Așa, 190.
Așa, 14. A. 14. Mulțumesc frumos! Ui, n-a scos atent. Mulțumesc frumos, m-a mulțumesc mult. Cine a făcut pe ăla? N-a scos atent, scuzi. Da. Nu, eu am făcut 169, l-am făcut eu. Deci mă atrage atenția că s-a strigat o greșeală. Uitați, 14, nu-i 13, da? Nu-i 169, 196. Nu urmărește cineva. Foarte frumos. Foarte frumos. Îi mulțumesc încă o dată. Deci... Uitați-vă. Niciunul n-am suntem fost atenți. Suntem 4, 5... 5 suntem și n-am fost atenți acolo. Da. Îi fie rușine. Și haideți să, să facem... Să recunoaștem asta, da. Că stăm degeaba aici. N-am fost atenți, corect. Cine a fost? A fost Adrian. Gata, nici nu mai contează. De acum eu vă urmăresc. 14 și cu 2, 16, nu? 16, da. Aici e 14. Păi scris 14 și cine ai zis dacă ai scris 14? Miruna, dar cine a lăsat să greșe? Și acolo minus 14, tu profesor. Da? Și aici minus 14. Asta a fost radical din 169? Da, și acolo minus 12, domnul. Păi 196 mai atent. 96 e 14. Da, 14 e 14. Acolo e unde era? 169 e 13. Nu vreți să-l și pățim. Acum, acolo puneți minus 12, domnul profesor, la X2. La X2 zicem ce? Minus 12 la final. Finalul final. Face 2 minus 12. Da. Haideți de acum urmăresc atent. Dar nu, e chiar rușinos să știți, adică... Haideți să fim atenți că suntem mulți. Da. Gata, exercițiul 5. Ștergem. Exercițiul 5. N-am terminat aici. N-am terminat aici. Hai să vedem aici. 4x pătrat egal cu 16, x pătrat... Cu 4x1. X1. 4x1 egal cu cât? Cu 4. 16, ai spus? Da. Și după x1 egal cu 4. Da. Și 2, 4x pătrat. X2. X2 egal cu minus 21. Egal cu minus 20 și... Minus 22. Minus 22. Și da. X2 egal cu minus radical din 22. Da. Nu-i radical. E minus 22 pe 4. Minus 22 pe 4. 4. De ce radical cauză? Dacă are o slăbiciune, dragă, spune-o. Că noi, domnul meu te ajută. Ok. Deci vine minus 22 pe 4. Simplificăm prin 2. Și facem minus 11. Pe 2. Pe 2. Cele două soluții. Asta. Haideți să începem tabla. Și să mergem mai departe. Încă o dată îi mulțumim și ne-a fost... Promitem, da, să fii mai atenți. Da. Ne-a mai fost atent, de atent. Ajutor pentru că sunt trecut la greșeala asta. Și în momentul în care ești singur la tablă și îți mai fuge mintea în altă parte și n-ai nicio șansă să fii supravegheat, da, da, să duc greșelele, da, vedeți? Să nu crede cineva că cine să scuze să acuză, ne asumăm. Nu. Tocmai ne asumăm. Faptul că n-am fost atenți. Corect, da. N-am fost atenți, corect. 5 de la pagina 81, domn profesor. Puneam asta când făceam lecțiile de unul singur acolo, pe fața, pe spatele gradului acela. Da, am văzut un film. Ai văzut? Da. La început, prin lecții, da? Sigur, imaginam clasa, copiii. Da. Nu spunea nimeni niciodată. Am văzut la un film că avea și copii și... Am adus și copii din sată, pe acolo. Și pui ce barzi erau, dragii de ei. Hai de mine. Că și eu la matematică. Era pe clasa a patra sau a cincea și după adunarea până la 10 nu știau. Hai de capul lor. 5 la 81. Săraci. Ca să vă ajungeți să faceți și acele funcții, da, pe care vi le doriți. Deci 5, nu, da? Nu vreau. Da. A. X pătrat plus 2X plus 1 egal cu 16. X pătrat plus 2X plus 1 egal cu 16. Egal cu 16. Să le facem cu delta, cum au vrut ei, domnul. Așa zic, da? Da. Ducem pe 16 în stânga și vine... Hai, Adi, zi. X pătrat plus 2X plus 1 minus 16 egal cu 0. X pătrat plus 2X e minus 15. Egal cu 0. Egal cu 0. Au cât este adică? Ai cu X... Au e 1, crescentul ăla. Da, au e 1. 1. B-ul e? 2. B-ul e 2. Și ce? C e minus 15. Și atunci delta? Delta egal cu... Scriem formula, adică să ne obișnim cu ea. B pătrat minus 4. A, nu știu, B pătrat minus 4 AC. Minus 4 AC. AC pe... Nu, atât. Atât. Și înlocuim. Delta, numai delta. Da. Înlocuim. Egal cu? Egal cu 2, eu la pătrat, adică 4. Minus 4. Ori 1. Ori 1, ori minus 15. Ori minus 15, domnule. Corect. Și egal cu?
4. Egal cu 4 minus 4 ori... Minus 15? Adică minus... Adică plus. Minus cu minus? Plus. Plus 60. Plus 60. Face 64, care e mai mare ca 0. Ne asigură existența celor două rădăcini distincte. X1, 2, 2. Scrie în formula. X1, 2. Egal cu... Egal cu... Minus 3. Nu știu încă. Minus B plus sau minus radical din delta. Supra 2A. Și egal cu... Minus B, B-ul e 2, adică da. Vine minus 2. Plus radical din 64. Da, plus minus radical din 64, supra 2. 2. 2 ori 1, 2. Să scoatem acum X1 și X2. Și zicem, X1 odată egal cu... 1 egal cu... Minus 2 plus 8. Plus 8 pe 2. Egal cu 6 pe 2, 3. Și face cât? 3. 5, 2 egal cu minus 2, 2 minus 8 supra 2 și egal cu minus 5. Minus 10 pe 2 și egal cu minus 5. Deci cele două valori sunt 3 și minus 5. 3 și minus 5. Eu țin să facem și pentru o variantă de aceea care e... Ușoară. Îi facem repede binomul, 16x4 la a doua, nu? Da? Plata deci, 7-a. Merge repede. X pătrat plus 2x plus 1 se strânge ca un binom. Asta deci e. Deci ar fi x plus 1 la pătrat egal cu 16. De unde rezultă că x plus 1, 1, 2, nu? Egal cu plus minus 4. Nu, dar trebuie să facem cu delta să vă obișnuiți, copii, da, de acum... Da, cu delta. Dar vreau să vă spun că tot păi de acolo. Faceți. Egoați de gradul 2. Da. 2 de acolo. Și... Puncte, da. Să vă ajunge foarte clar la ceea ce da. Mergem mai departe. X pătrat, Miruna acum, x pătrat minus 6x plus 9 egal cu 100. X pătrat minus, minus 6x plus 9 egal cu 100. Deci cu delta. Da, Miruna, te rog. Minus 6x minus 91. Minus 91 egal cu 0. A-ul este de cine? A-ul egal cu 1, B egal cu minus 6 și C egal cu minus 91. Minus 91. Delta? Delta egal cu B pătrat la 2 minus 4 AC. Da. Deci B pătrat minus 4 AC. Și egal cu 36 minus 4 ori plus 4 91. Plus va veni, da? Da? Minus, minus vine plus 4, 91. 364 plus 364. Face 364. 364 plus? 364. Și fac 4 din capăt. 364 și 4 plus 4. Și atunci zice Miruna, mai mare ca 0, domn profesor, este mai mare ca 0, avem șanse, nu? Da. Rezultă că X1. Există X1, X2, există aceste două, le putem găsi da. Și sunt X1 diferit de X2. Da. Ele vor fi distincte. De cauza că delta e strict mai mare ca 0. Și le găsim. Și acolo le găsim. X1, 2, după formulă, egal cu... Minus B, pătrat. Minus B, atât, plus minus pătrat. Radical din delta. Minus B plus minus radical din delta. Supra 2A. Supra 2A. Asta e formula, băgați la cap așa și o scrieți fiecare dată. Și egal cu 6 plus radical din plus 20. Plus minus 20. Când am luat X1. Plus minus 20, plus 20. Supra 2. Miruna, 2 ori 2. 2 ori 1. Da? Da. Și zice-mi arătate, X1, prima variantă, e 6 plus 20. X1 egal cu 6 plus 26 pe 2. 26 pe 2, ce mai nevază pe mine? Că tot timpul simplificăm aici. Da. Mă întreb, n-am putea simplifica înainte? Nu avem. Nu, nu. Să simplificăm înainte de a o rezolva. Că ne-ar fi foarte ușor. Da, da, mai bine așa? Da. Să simplifica la da, sfârșit. Da. Vă place vouă cu da, asta? Bă, merg cu mâna voastră, dar nu-mi place. Mie nu-mi place. 13. 13. Aș vrea să simplific mai în față. O să-i mai învățați, domnul profesor. X2 egal cu... Să asta, că nu vedeți scrișoare. 6 minus 20. Supra 2. Pe 2. Și egal cu minus 7. Minus 14 pe 2. Și ar simplifică, da? De fiecare dată.
Și, repet, eu îmi propun să simplific mai în față, da? Mă lăsați mai târziu, nu? Da, mai târziu. Bine. Da. Mâine. A, B, C, da? Da. X pătrat plus 10, X, bravo. Plus 10, X plus 25, dar te rog, exact așa lucrul ăsta. Deci, X pătrat plus 10, X plus 25, egal cu 49. 49. Avem X pătrat plus 10, X, plus 49 minus 25. Hai să ne gândim, Tudor. Plus 25 minus 49, ca să zicem bine. Deci plus 25 minus 49. Da, da? Și el spune, el zis, face plus minus, că scade el între timp. Da? Da. Nu, 24. Minus 24, da? Da. Egal cu? Egal cu 0. Deci și A-ul este... avem că A-ul egal cu 1, B-ul egal cu 10, și C-ul egal cu minus 24. Ia să simplifici aici. Minus 24, domnule. Da. Minus 24. Cum să simplificăm? De aici rezultă că de eu dau seama că îți va simplifica. Cum? Nu știu. Dar deci rezultă că delta egal cu B pătrat minus 4AC și egal cu 10 la pătrat, care este 100, da, minus... plus. Stai mă, Iade, lasă să-ți fac el. Minus cu minus dă plus, da? Da, plus. Plus 4 ori A, 4 care e 1, 4. Ori 4. Ori 24. Ori 26, 96. 96, da? Just 96. Așa. Și pozitiv. Și egal cu 196, da, care e mai mare ca 0, și atunci rezultă că există X1, X2, cele două numere, și X1 diferit de X2. Uh-huh. Și sunt distincte. Și avem X1, 2, da, egal cu minus B plus minus radical din delta supra 2A. Deci, minus, minus B plus minus radical din delta supra 2A. Delta supra 2A. Și este minus, minus 10. Da. Minus 10 plus minus... radical din delta. 96, tocmai ce știam că e 14, nu 13. Așa, 14. Iar ai scris 13 ani? Da. Foarte bine. Ai un defect. Supra... 69 e cu 13. Supra 2. Supra 2, da? Să dată să avem X1 egal cu... X1 egal cu... Minus 10 plus 14. Minus 10 plus 14 este plus 4. Plus 4 supra 2. 4, 2. 2. Și X2 egal cu minus 10 minus 14, adică supra 2, și X2 egal cu minus 24 împărțit 2, e minus 12. Corect. Minus 12, corect, da? Dar se simplifică. De ce se simplifică mereu? Spuneți-mi, da? Domnul profesor. Deci să spun mă ții, da? Da, întâi să terminăm, întâi să terminăm exercițiul. ABC, D, da? D. Minus X pătrat. Minus X pătrat. Minus 8X. Da. Plus 16. Egal cu minus 81. Minus 81. Și vreau să spun un mic. 53 de profesor. Da, lasă-o. Terminăm. Da, da, da. Și terminăm ca să ne ducem. Exact. Haide, Dragoș. Minus X pătrat. Minus X pătrat. Minus 8x, plus 16, plus 81, nu? Da. Plus 97. Egal cu 0. Egal cu 0. A, egal cu cine aș fi, Dragoș? Da, aici nu prea mă înțeleg. Coeficientul x pătrat, Dragoș. Ce e în față? Ce e în față? Nu minus 4, român? Lui x pătrat. Să dăm un minus 4, da? Da. E minus 1. Nu puteți dăm un minus 4, român? Sau înmulțim cu minus 1. Da. Da, deci da, fără avocatea așa, o lăsăm așa? Nu, mă, n-avem nici, nu importă, nici, nu? Nicio supărare. Deci, nu, da, ha, deci să-i explicăm lui, că nu înțelege deci, de unde vine A, B și C. Au-i ce să află în față, că nu se pune să se păzește de 1. B-ul e 2 și C-ul e C-ul ce nu conține pe X. Termen liber. Da? Deci da? A-ul e coeficientul lui X pătrat. B-ul e coeficientul lui 2. Și C-ul e coeficientul lui, pardon, lui X și... C-ul este termenul liber. Deci nu conține. Deci au e cine? A-ul egal cu 1. Minusul, minus care se minus B-ul egal cu minus 8. Minus 8. C-ul egal cu 97. A, așa, 97. Și delta va fi egal cu
este egal cu... Ai răbdare un pic. B pătrat minus 4. Eu zic că simplificăm. Exact. Ai răbdare un pic. Dar să de ce? Poate ai observat ceva, m-ar interesa. Poate s-a dus înainte. Mă spus așa, dar nu este că ați spus ceva la fel și la cine asta. Așa, la plesneală. Plesneală. B pătrat. B pătrat. Minus 4. Ce? Și egal cu 1 minus... Nu, B-ul cât este? Minus 8. A, B-ul, da. Minus 8, totul la pătrat. O luăm aici, Dragoș. Minus 4 ori minus A, 4, care e minus 1. Ori A, care e minus 1, punem paranteză. Ori 97. Ori 97. N-ar vreau să mai spun paranteză. Și egal cu minus 8 la pătrat. 64. Da, 64. Minus... Vezi că mai ai un minus, Dragoș. 4 ori minus 1. Minus. Plus. 4 ori 97. 4 ori 7, 28. 4 ori 9, 36 și cu 2. 38. Da? Și face 4 și 8, 2. 13, 6 și 8, 14 și 15. 4. 452. E mai mare ca 0, există cele două valori, x1, x2 distincte, chiar x1 diferit de x2. Și ne apucăm să aplicăm pe formula x1, 2, x1, 2, Drago, și egal cu minus b, adică b-ul e minus 8, minus, minus, vine plus 8, 8, plus minus, plus minus, radical din 452, 452, totul supra? Totul supra... 2? A. Minus 2. Minus 2. Și atunci o să avem x1 egal cu... 8 plus radical e 452 tot supra minus 2. Da. Și x2 egal cu... 8 minus. 8 minus radical e 452 supra minus 2. Și sus va fi 8 plus radical de 42, trebuie să-l facem lor cu el ceva, nu-l lăsăm așa. Nu-i pătrat de fel, nu? Nu știu, nu s-a schimbat acum. Te uiți tu? Da, nu-i pătrat perfect. Nu-i pătrat perfect. Și atunci ce facem? Descompunem. Descompunem, sigur că da. Ia să vedem undeva. Pe 452. Împărțit la 226. Am vrut să fac. Împărțit la 213. 252. Merge prin 2, spuneți, nu? 26. Împărțit la 113. Iar prin 2. 56,5? 56,5. Acum 56,5 dar nu se face mai. 113 mai... Păi cât ar merge 113? Ia să vedem dacă e, nu cumva e număr prim. Cred că dai. Da, este. E număr prim? Da. Îl dai pe, pe Google. Asta e pe Google și Google te trimite la Prof Online. Exact, doar am văzut ieri asta. Ai văzut că... Google te... Da, el ia legătura cu mine. Da, deci este număr prim, așa, dar o să spun... Deci 2 radical din 113. Egal cu 8, nu? Minus, plus 2, plus 2 radical din 13. 113, da. Totul supra minus 2. Și egal, Dragoș, scoatem un 2 în factor comun. Și zicem 2 pe lângă 8, nu, 4, plus radical din 113, totul pe minus 2. Da? Și 2 cu 2 se simplifică. Minusul ăsta urcă sus și schimbă semnul tuturor. Este egal cu minus 4, minus radical 103. Și o să am x1 egal cu minus 4, minus radical din 113. Iar x2 va repeta exact acest, același demers, numai că... Va fi cu plus. Între va ei o să fie cu minus. Da. Și minusul de jos va ataca pe amândoi, îi va infe. Influența și vom avea minus 4 plus radical din 113. Trebuie să înțelegeți totdeauna că rădăcinile vor fi, dar totdeauna
se cheamă așa, că sunt conjugate. Adică aici e cu minus, altul e cu plus. Pentru că acolo la rezolvare vine plus minus radical din delta. Uh-huh. Și una va fi cu plus, o variantă și alta cu minus. Da. Și nu aceleași numere, să nu înțeleagă că aceleași numere. Nu. Sigur, fiecare ecuație exact. Va avea o altă exprimare, o alte rădăcini. O mai avea altceva. Altceva? Da, mai avea. Sunt că patru. Da, să dăm una la fiecare, da. Hai să vedem. Tudor, hai, șerpi tu tabla. Tudor, hai. Plus bine, deci rămânem liniștiți, nu mă grăbesc, că seara asta rămânem aici, dormim aici, da? Trebuie să vezi o lecție foarte frumoasă. Urmează să facem funcții, da. Hai, minus x pătrat plus 12x minus x pătrat plus 12x minus 36 este da. Egal cu minus 49. Minus 49, bun. Păi, minus x pătrat plus 12x Hai să zic. Deci minus x pătrat plus 12x adi plus sau minus adi? E plus. Plus va fi că 49 din acolo plus plus. Plus 13, corect. Plus 13. Egal cu 0. Așa, așa cum A avem. Egal cu minus 1. Da. B egal cu 12. Da. Și C egal cu 13. De aici rezultă că delta egal cu tabla, că dacă rămâi fără tablă, cumpărăm alta? Cumpărăm alta? Mai găsește alta. Asta e tablă care e, mă rog, are un asta trecut, un istoric. E valoroasă tocmai din cauza. Știți de când este tabla asta? Nu. Câte generații au făcut pe ea? Nu, de când o am eu. Din 2005, cred că, așa, am găsit-o prin... Nu-i veche, domnul profesor. E mult mai veche, dar am găsit-o aruncată prin beciul liceului PTTR, unde eram profesor la vremea aceea. Și când m-am mutat cu lecțiile din școală, m-am mutat la Biserica Sfântul Ioan, a făcut 2 ani de zile, 95-96. Ușor, ușor, ai grijă să nu... Un minus și două. Nu contează. Un minus. Da. Mi-am luat tabla cu mine. 2 ani am făcut la Sfântul Ion și a rămas tabla la mine. Măcar așa, asta e amintirea mare. În 2005, mă. Băi, nu mai mișca, că e atât de sensibilă. Păi să-ți rămâne între pierde. De-abia, hai, tocmai ce când te-ai așezat, hai, 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 aici, că nu mai stau aici. Tu mergi la sală? Da. Se vede. Ia-l frate. Trebuie să încercăm să... Cumpărăm un alt trepied, profesor. Cumpărăm, mă, de... Pune-mi toți bani și cumpărăm unul. Ia, uite, doar adu. Hai, adu că mi-ai dăm bani de contor. Sunt. A egal cu minus 1, B egal cu... Chiar, Daniel, e o inițiativă frumoasă. Foarte bun, păi eu ce zic? Când ne chinuim cu asta, e pentru cameră micuță. Deci A egal cu minus 1, B egal cu 12 și C egal cu, cred, cu... 13. Cine era la... discuții? Eu. Delta. E minus B pătrat, dar de fapt... Dar nu-i adu-ți-o, mă, este... E B pătrat. A, tu erai, hai, eu. Nu minus B pătrat, B pătrat. E B pătrat. Minus 4. Minus 4AC, adică 4AC, egal cu 12144. Da. Minus, de fapt, e plus 4... Oare 13. Și egal cu 144. 144 plus 52. Da, și face? 6, 196. Și atunci o să avem... Dar la din 196 cât? 14! 14! Lasă-l pe adus. Băi, ce mă, ai făcut așa fel încât, mă rog, că ne-am obișnuit cu vocea ta. Da, îți speriat. Nu așa? Uh-huh. 14! X1, 2, egal cu... Minus B, adică minus 12. Minus 12 plus radical din... Plus minus radical 14, plus minus 14 supra minus 2. Exact. Și odată o să avem X1. X1 egal cu minus 12 plus 14 pe 2. Pe minus 2. Pe minus 2
scoatem un factor comun. Hai, lasă factorul. Minus 12 plus 14 face 2. 2 pe minus 1. Ca așa mai aduce. Face minus 1. Și cealaltă, x2. X2 egal cu minus 12 minus 14 pe minus 2. Minus 6, 26 pe minus 2, 13, nu? 13, da. Da, 13. Ce-a dat lua mai? Miruna. Și acum? X pătrat. X pătrat. Minus 2 radical din 2X. 2 radical din 2X. Plus 2 egal cu 50. Hai, naturul e. Au egal cu... A-ul e 1. B-ul este 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. Păi n-am văzut mama că e capul domnului profesor. Și n-a trecut în partea cealaltă. Minus 48. Așa, minus 50, minus 48. Da. Minus 48 egal cu 0. Și C-ul e egal cu minus 48, da? Da, deci e egal. Și acum zicem X, 1, 2. Delta se numește. Delta. B pătrat, hai delta egal cu B pătrat minus 4AC supra... Atât. Nu, atât. Și egal cu... 4AC, da, și egal cu... Minus 4, 2, minus 8. Face minus 2 radical din 2 la pătrat. Minus 8. Ei, da, minus 8. Păi minus 2 la 2? Miruna, minus la apă 2? Minus 7 repară? Da. Păi plus, nu? 4... Ai treacă de la tine. Exact, da. 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 Minus 4. A. Ori 1, ori C, ori minus 48. Și egal cu? 8 acolo. 8, așa. Plus? Și egal cu 8 plus 448. 4, 8, 32. 292. 192. Și egal cu 200. Egal cu 200. X1, 2. Deci există X1 diferit de X2. Deci există rădăcini, sunt și distincte. Și atunci zicem X1, 2. Egal cu minus B plus minus A egal din A pe 2 minus pe 2 ori A. Stai puțin. Deci minus B plus minus A egal din delta. Minus radical din delta. Da. Supra 2 A. Da. Așa vreau să zici. Nu altceva. Supra 2 A și egal cu... Minus B, care minus e B, 2 radical din 2. Face 2 radical din 2. Plus, plus minus... Minus radical din 210. 10. 10. Nu 10. Radical din 200. 210.